Pacienții care suferă de maladia Parkinson vor putea fi tratați chirurgical la Chișinău după o nouă metodă. Subiectul a fost discutat și la simpozionul internațional sub genericul Actualități în neurochirurgia moderne, care a avut loc în Republica Moldova și la care au participat neurochirurgi cu renume din 10 țări. Specialiștii din Turcia urmează să instruiască medicii de la noi, iar din iulie să fie deja efectuate primele intervenții chirurgicale la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German. Intervenim pe creier la pacienții foarte gravi cu Parkinson pentru a stopa anumite manifestări ale bolii, cum ar fi tremurul permanent al mâinii. Astăzi, preponderent, aceștia se tratează în Republica Moldova doar cu medicamente sau prin metode mai vechi de tratament. Noi am vizitat aceste centre de multe ori și nu am fost la inospeție. Suntem în pragul implementării acestor nouă operații și la noi în țară. Va fi chiar în viitor apropiat. La eveniment, specialiștii din străinătate și-au împărtășit din experiențele pe care le au. Spre exemplu, Oliver Klein, neurochirurg pediatru la Paris, operează bebelușii cu malformații congenitale. Spina bifida este un handicap motor în care oasele coloanei vertebrale nu se dezvoltă corespunzător. Noi operăm fătul fiind în uter cu reprogramarea unei operații cezariene. Sunt gata să pun în practică astfel de intervenții și în Republica Moldova, doar că este nevoie de pregătiți specialiști. Și specialiștii de peste Prut sunt gata să împărtășească din experiența lor. Spre exemplu, Lucian Eva, neurochirurg la un spital din Iași, efectuează operații pacienților cu tumori și cei care au suferit accidente vasculare cerebrale după o metodă inovativă. Noi am făcut un pas important în ceea ce înseamnă o medicină modernă, actuală. Practic, nu mai operăm să curgă sânge, tratăm leziunile prin radiații nucleare de tip gamma, fără durere și fără ca pacientul să stea internat. Accidentul vascular cerebral nu mai este o patologie a vârstnicului de mult. Tratez la unitatea de primire a urgențelor la Spitalului Clinic de Urgență Nicolae Oblu pacienți și de 30, 35, 40 de ani cu patologie de acest timp care ar putea să fie recuperați în totalitate dacă am avea cu ce și cu cine să intervenim la timp. La evenimentul de la Chișinău au participat peste 20 de neurochirurgi din mai multe țări, precum Statele Unite ale Americii, Japonia, Elveția, Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Turcia, Ucraina, România. Yeah.